bună ziua și bine ați venit! Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Consiliul Acaș și în ședința ordinară din data de 29 august 2023, începând cu ora 16:30. Primarul Comunei Mănăstirea Acaș și județul Bacău, general Tache Adriana, având în vedere prevederile articolului 134 alineatul 3 litera A și alineatul 5 din nou G numărul 57/2019, privind codul administrativ, în temeiul dispozițiilor articolului 196 alineatul 1 litera B, articolul 197 alineatul 1 și articolul 200 din nou G numărul 57/2019, privind codul administrativ, dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local Comunal în ședința ordinară din data de 29 august 2023, orele 16:30, la sediul Consiliului Local Mănăstirea Cârșin sau online prin aplicația Zoom, cu următoarea ordine de zi. 1. Depunerea jurământului de către Consilierul Local Suplantul Alexandru, al cărui mandat a fost validat de Judecătoria Unești. 2. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, a acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii, pentru derularea măsurilor educative de UAT, Comuna Mănăstirea Cârșin. Îmi permiteți? Da, sigur. Sigur. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general actualizat la faza PTH pentru obiectivul de investiții în reabilitare sistemică moderată a clădirii sala multimedia din incinta școlii gimnaziale Comunei Mănăstirea Cârșin, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, fondul local, investiția 1-3, reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrative teritoriale, precum și asumei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și modificarea listei de investiții pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu titlul Eficientizarea sistemului de iluminat public din Comuna Mănăstirea Cârșin, din localitatea Pârfulești, Scutaru și Lupești, județul Bacău. 6. Diverse. Materialele înscrise pe proiectul ordin de zi se comunică secretarilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Comuna Mănăstirea Cârșin, județul Bacău. Articolul 3. Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Comuna Mănăstirea Cârșin, județul Bacău, pentru avizarea proiectului de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt Comisia 1 pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comuniei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, Comisia 2 pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Atentă Sportivă și de Agrement, Comisia 3 pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a Drepturilor Cetățenilor, articolul 4, asupra proiectelor de hotărâre au luat dezbateri generale și pe articole, consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședință, putând formula amendamente de fond sau formă. Amendamentele se supun votului Consiliului Local în ordinea în care au fost formulate. Articolul 5. Secretarul Comunei răspunde de deducerea la deplinirea prevederilor prezente în dispoziții. Articolul 6. În cineva prezent în dispoziții se poate face contestații de cei interesați în condițiile legii contenciosului administrativ, numărul 554/2023 de eroare. Articolul 9, prezenta dispoziție, va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei și se va proceda la transmiterea acesteia în vederea afișării pe site-ul instituției. Ședința este publică, semnează primarul Enache Adriana și a fost delegate doamna secretar general de la IRIMI. Acestea fiind spuse, o să permite să pun la să supun aprobării procesul verbal de la ședința anterioară. Cine pentru? Ordinea de zi, care ar fi fost. Ordinea de zi, care ar fi citit, o supunăți la aprobare, apoi... Supun aprobării ordinea de zi? Cine? Citită, da. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Să abține ceva? Mulțumesc. Apoi supun aprobării procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Să abține ceva? Prin urmare, trecem la primul punct din ordinea de zi, și anume depunerea jurământului de către Consiliul
Vasileanu, Florea Alexandru, a fost alimentat, a fost validat cu judecătoria unești. Să vină în pas. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și pricepele mea pentru binele locuitorilor comunei Mănăstirea Cașin, așa să-mi ajute Dumnezeu. Dintotdeauna a făcut Consiliul Județean această achiziție. Despre asta vorbim. Și ca și anul acesta, tot ei au posibilitatea și toate pârghiile necesare, pentru că e un acord cadru prin care nici școala, nici primăria încă nu am avea competențele necesare. Împotrivă. Avem competențe necesare că avem contracte mult mai mari la nivelul ATU-ului decât cornuși laptele la școală. Dar este un lucru asumat deja de Consiliul Județean prin care ei fac la nivelul școlilor. Da. Dacă vrea cineva să discute? Eu nu știam posibilitatea asta, dar numai Consiliul Județean, nu știu, n-am mai văzut. Asta a fost în 2021 și în 2022 și în 2020. Am avut postare pe fiecare, a fost corupția în sensul ăsta și din cauza asta. Nu, ți-am avut. N-am avut. Până acum am făcut să ai la aia, dar nu. Deci asta, dacă o uitați în fiecare an, s-a aprobat. Și este o achiziție la nivelul județului. Da, eu am înțeles că este achiziție. Cineva trebuie să asume responsabilitatea așa. Oare aveți acestea Consiliul Județean și asumă responsabilitatea pe copiii județeni? Având în vedere că aici e o zonă cu care trebuie aprovizionat, că e un furnizor din asta pentru mai multe localități, doar atât vreau să competesc. Îi spuneam, doamna, poate cineva de la școală să fie cel care verifică calitatea și este interes. Bănuiesc administrativ. Avem în vedere ca produsele să ajungă conform graficului. Și în cazul an, că dacă să nu aveți cont și lapte. N-ați avut an când copiii n-au primit aceste produse? Nu. Sau ai mai existat situații când eu n-am venit azi, au venit mâine, să zic. Dar la fel... Achiziții sau poate cum spune pe lapte. Au existat produse. Mai greu și de asta. Ar fi un lucru bun, ca noi să asigurăm aceste produse din cadrul fermierilor comuni. Ar fi un lucru extraordinar, să nu știu ce au aprobat și mult. Problema este că nu putem asigura pe tot timpul anului, fluență. De asta s-a procedat tot timpul, s-a dat la Consiliul Județean, pentru că ei au și
pârghile, dar e controlat pe furnizori. Și nu vrem să îmbolnăvim copiii. Ar fi extraordinar să putem să vindem legume de la domnul. Sau să dăm... Da, la producerea ta. În primul rând, sunt, deci, eu sunt abonat. Eu în fiecare săptămână la timp. Nu este nicio problemă. La sfârșit veți avea dreptul să vorbiți și vă veți expune părerea, da? Nu e cam tardiv, bănuiesc că am înțeles că deja s-au organizat licitații. Nu s-au organizat, pe mine Consiliul de Rețea m-a sunat, fiindcă păi da, trebuia să le-am spus cu o dămă. Da, dar i-am și eu transmit. Noi am și spus că în fiecare an. Dar nu se împotrivește nici. Dar ar fi bine pe viitor, cu o strategie, dacă s-ar putea, chiar mă gândeam, vorbeam ceva, cum a fost o drăguță aia de lapte de la alu Doileț, acolo sunt butile la lapte, perfect. O fi fost la cât a lucrat, e corect. Dacă am fi avut, sau să fie mai drumul la plătării, să avem un drum pe viitor, trebuie gândit. Mai este cineva care dorește să vorbească legat de acest subiect? Mai vorbește cineva legat de acest subiect? Nu. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor care privind achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul UATI. Cine este pentru? Este ceva potrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Trecem la punctul al treilea. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general actualizat la faza PTH pentru obiectivul de investiții reabilitare energetică moderată a clădirii sala multimedia din incinta școlii gimnaziale numărul 1 Mănăstirea Cașin, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, fondul local. Investiția 1.3, reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrative teritoriale, precum și asume, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Noi am semnat un contract de finanțare cu PNRR Comunitatea 10 în luna decembrie, în urma întocmirii unui studiu de fezabilitate pentru reabilitarea sălii clădirii din lângă școală. Un lucru pe care ne l-am dorit, dacă vă aduceți aminte, pornind la reabilitarea căminului cultural. Când am realizat că căminul cultural nu putem reabilita datorită problemelor tehnice pe care le are, ne-am pus atenția pe clădirea de lângă școală, care în urma reabilitării școlii trebuie să recunoaștem că arată destul de ciudat lângă școală. Când am făcut atunci recepția, domnii de la ISC chiar mi-au și spus că am ridicat problema că nu avem sală prin proiectul școlii întocmit înainte. Și atunci domnul de la ISC a zis, puteți reabilita clădirea din lângă școală și puteți să-i dați destinația de sală de sport. În acest moment, noi, clădirea de acolo se cheamă sală multimedia. De asta găsiți în denumirea clădirii, sală multimedia din incinta școlii gimnaziale numărul 1, Mănăstirea Cașin. S-a luat prin achiziție partea de proiectare și execuție lucrării. Proiectul tehnic a fost întocmit de SECE Ramnic Design SRL pentru obiectivul de investiții. În urma obiectivului a rezultat în urma proiectului și a procedurii de achiziții, a rezultat un alt deviz general actualizat la faza PTH. După cum puteți vedea, noi am făcut
toate demersurile pentru autorizație de construire, pentru demararea cât mai rapidă a lucrărilor, din punctul de vedere al faptului că în curând va începe școala și îmi doresc ca prin jurul școlii să fie cât prin jurul construcției, acum, în momentul ăsta, când se demolează, să nu fie copii în multe școli. Fapt pentru care astăzi deja s-a dat ordinul de începere al lucrării pentru constructori. Așa că avem încă o construcție care, în scurt timp, va arăta într-un mod civilizat, ordonat și elegant. Doriți să vă aduc proiectul tehnic, să vă uitați pe el, nu am nimic împotrivă, este în sala din față, veniți în altă zi să vă uitați. Spuneți-ne că cheltuie în linie eligibile. Ce-i vorba? La cheltuie în linie eligibile, avem suma de... Astea sunt spuse de la SEPE, domnule. Astea sunt trecute prin aprobarea contractului de finanțare. Nu, să auzim. Să auzim, da. Da, pe, dar le-ați avut, nu? Aveți aici. N-am găsit anexa. N-ați găsit anexa? Eu fie lucrurile de bine, n-am găsit. Ma, nu, dar este aici, de vizul total. Și ați găsit cumva pe forma de dată? Nu am găsit, posibil. Și asta e de vizul total. Și trebuie să fie la capitolul respectiv care sunt eligibile. Da. Pe construcții și instalații eligibile avem 301.810,39 fără TVA, cu tot cu TVA 359.154,36. Iar neeligibil avem 115.100, neeligibil 162, cu, fără TVA, 137.000 cu TVA. Asta este suma, dacă prin contractul de finanțare. Deci, la reabilitări, la orice fel de reabilitări, pe componenta 10 sau pe componenta 5, dacă veți citi ghidul de finanțare, veți găsi ce cheltuieli sunt eligibile și ce nu sunt eligibile. Dacă vă deranjează că am renovat o clădire a comunei, să înțeleg? Vreau să văd doar cheltuielile neeligibile. Ce înseamnă cheltuielile neeligibile? Atât doar. Da. Nu mai interesa sumele. Într-adevăr, trebuie făcute. Nu s-a fost nimeni potriv. Eu zic că... Da, nu am găsit eu în partea aia. A, dar e un deviz. E un deviz. Poți să aveam un deviz general, un deviz cu neeligibil, un deviz cu... Să dau seama eu ce înseamnă cheltuieli neeligibile la acest proiect. Cheltuielile neeligibile... Dau seama cam ce înseamnă. Sunt cele care nu sunt finanțate prin... Știu, doamne, ce înseamnă. Adică sunt... Pe care și le-a asumat deja, și le-a asumat deja Consiliul Local într-o ședință anterioară semnării contractului de finanțare. Vreau să văd care sunt alea și nu le-am găsit. Am înțeles. De-aia singurul lucru. Lasă-mi urmă și nu vor nu să o văd. Mai dorește cineva? Personal. Mai dorește cineva? Este bine că se reabilitează clădirea. Era singura care nu se ține reabilitat în curtea școlii, ar fi fost mai bine, vă spuneam eu, dacă sala cu adevărat era toată în suprafața clădirii, deci dispărea pereția aia, mai da, spunea că aproape era o sală de sport. Așa. E adevărat, dar așa a fost construită clădirea și este zid de sprijin. Deci nu putem să ne trezim cu acoperișul cap copilului. Și atunci construcătorul și proiectantul ne-a spus că nu putem renunța la acel zid. Și noi, amândouă, cred că la început am gândit că va fi așa. Din păcate, când a venit expertul, a spus nu vă atingeți de acest stâlp, că este ferit de rezistență. Da, mai dorește ceva? Da, v-am să spun că aceasta sală poartă denumirea de sală multimedia pentru că ea a fost cândva reabilitată și s-a dat denumirea de sală multimedia, s-au pus acolo niște un calculator, pe când nu existau atât de multe. A fost un proiect prin 2000.
6, PIR se chema, proiectul pentru învățământ rural. Mai dorește cineva să ia cuvântul referitor la acest subiect? Nu. Prin urmare, să punem la vot. Deci, proiectul tehnic și devizul general actualizat la faza PGH pentru obiectiv de investiție de abilitare energetică moderată a clădirii sala multimedia în cinta școlii gimnaziale numărul Mănăstirea Cașin, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, precum și asume, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Cine este pentru? Este ceva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem la punctul 4 și anume proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și modificarea listei de investiții. Da, în tot aici în Consiliul Local s-a aprobat cererea de finanțare pe a proiectului cu titlul dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale Regina Maria, inclusiv structuri, înseamnă că și școala de sus, în comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Un contract încheiat cu unitatea executivă pentru finanțarea învățământului superior a cercetării, dezvoltării și inovării. A fost un apel pe PNRR în care școala am întocmit o listă cu necesitățile pentru tot ce prevedea prin proiectul respectiv. Iată că în data de 7-8 a fost semnat contractul de primărie și ceea ce vă spuneam eu. Valoarea proiectului este 1.228.649,74, pentru care ar trebui să-l introducem ca obiectiv de investiție în lista de investiții, da? În așa fel încât noi avem o mulțime de hârtii pe care le întocmim și le trimitem și le încărcăm pe linia de finanțare pe PNRR. Noi trebuie să demonstrăm, am deschis și cont special pentru acest obiectiv de investiții prin trezorerie. Prin acest proiect vom dota atât cu echipamente digitale, cât și echipamente de mobilier și mobilier și materiale didactice. Eu zic că e din nou o veste bună pentru noi, pe care deja avem, pentru care va trebui să pornim partea de achiziții, partea de achiziții care nu este tocmai ușoară, avem de parcurs niște pași prin care tot Ministerul ne-a și trimis documente cum urmează să facă achiziția. Suntem nevoiți să luăm o firmă de consultanță pentru această achiziție. Este o achiziție pe loturi, pe multe loturi, datorită componentelor astea care sunt de achiziționat. Avem purtate discuții cu o firmă, fapt pentru care avem nevoie de o rectificare bugetară prin care să punem acolo, am zis noi, suma de 21.000 de lei. Deci, aprobăm o dată rectificarea cu sume primite de la APIA, pe care le luăm din capitolul venituri, le ducem pe partea de cheltuieli pe învățământ. Totodată aprobăm lista de investiții nouă cu acest obiectiv de investiții și după aceea dăm drumul la achiziție. Sperăm că la anul toate școlile noastre să fie dotate cu toate aceste lucruri care sunt atât de importante. Copiii nu știu să-și desfășoare lecțiile într-un cadru extrem de elegant și frumos. Da, vă rog să vă scrieți la cuvânt. Da, Victoria, știu că un an în urmă sau așa ceva, s-au mai făcut niște achiziții de echipamente pentru școală. Tablete, laptopuri, mai sunt sau bănuiesc
a fost folosit tabletele sunt primite un pic, tabletele sunt primite de inspectorat. Da, dar s-au primit, s-au primit în pandemie. El a fost dat atunci în pandemie, au fost date elevilor, s-au folosit de ele, iar la sfârșitul anului școlar le-am adunat și le avem în școală, tablete. Laptopuri, nu știu la ce achiziție vă referiți. S-au luat din bugetul școlii, anul trecut mai înainte, au luat 4 laptopuri și care... Nu, erau vreo 35 de laptopuri, tot la... la... unde? Asta că dau cu... Asta, un picule, ați făcut proiect. Nu, nu, nu. A fost un proiect, a, știți? A, că s-a făcut un proiect și pentru care nu au mai existat bani. Nu da? S-a tot deci era pe nici. Nu, asta. Da, deci nu știam la care vă referiți ca laptopuri pentru dotarea atunci de pandemie, cu tablete, cu laptopuri. Ei, am fost aprobați ca fiind eligibil să ni se aducă toate acele echipamente. Între timp s-a terminat pandemia și nu s-au mai acordat fonduri pe acea linie de finanțare. Aia și toți ne-au anunțat cine a pus acolo, să punem pe linia asta de finanțare, care e mult mai generoasă decât ce aveam în trecut, că vorbim și de mobilier. Sunt convinsă că școlile chiar vor arăta extraordinar de frumoase. Iar dacă erau achiziționate, ei normal să găseau un inventar în școli. Nu știam la ce... Păi nu știam de... Tablete și ce laptop, deci acum 2 ani s-au cumpărat 4 laptop. Deci nu la 35. A fost într-adevăr și ești proiectul atunci. Da, 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 e cu totul asta. Da, da. Deci nu. Iar legat de electricare, sincer să fiu, mă așteptam să-i dau și la cei care au festivalul la Cărâni Bucura și astea niște bani, măcar pentru o apă și niște dipuri. Așa, e râde, dar asta este, da. Deci, scrie să copiii noștri, că da, trebuie măcar pe din cât. Da, super, super. Am spus-o și public chestia asta, nu venea pentru primarul Agarena, nu venea pentru viceprimar sau pentru consiliul local, venea pentru părinți, bunici și cei care vreau să-i vadă, da? Dar nu știu, asta vine la Cărmin. Păi vine la Cărmin, dar nu știu, este acum unei sau este trecut din persoană fizică? Da, da, cred că devine de la subiect. Da, copiii sau comuni. Deci ne refeream un pic la aici, deci la proiectul acesta, la rectificarea bugetară și la proiectele așa, o să poate vor fi niște discuții legate la diverse și despre subiectul acesta. Deci, prin urmare, doamna primar a prezentat care este rectificarea bugetară. Dacă mai este cineva care se înscrie la cuvânt, referitor la această rectificare și la modificarea listei de investiții, având în vedere că nu mai sunt discuții, supun la vot. Deci, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și modificarea listei de investiții conform prezentării făcute de doamna primar. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 5. Proiect de hotărâre. Stați că aici era 5-ul e altceva. E 5-ul, n-are subiect. Asta, da. Practic, punctul 4 era ultimul punct din ordinea de zi de astăzi. Va trebui să trecem la diverse. Dar, doamna primar, noi facem asta, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Păi stai puțin. Erai 4 și mai aveți unul 5. Păi iluminatul. Care 5? A, pentru? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului. Este incomplet scris aici. Un piculeț, că este incomplet scris aici. Da, da. Deci, pun eu în față proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice științifice, așa, că nu era acolo proiect de hotărâre și... Da. Am avut impresia că este legat de punctul 4, știți, scuzați. Așa, deci proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu titlul Eficientizarea sistemului de iluminat public din Comuna Mănăstirea Cașin, din localitatea Pârvulești, Cutaru și Rubești, județul Bacău. Pe linia de finanțare a femei, noi am depus două cereri. Una în anul
2021 și una în anul 2022. Cererea de finanțare din anul 2021, am semnat contract de finanțare pe 24 decembrie 2022. În momentul acesta avem și achiziția făcută. Așteptăm să facem evaluarea ofertelor depuse. Vom începe primul proiect de lumină de locuire a 407 lămpi la nivelul comunii. Atât au încăput în suma pe care ne-au dat-o de la AFN. Trebuia să ne încadrăm într-un milion de lei, dacă vă aduceți aminte. De asta am pornit al doilea proiect în anul 2022, tot pe suma de 1 milion de lei, prin care vom înlocui la nivelul comunei alte 300 de lămpi. Numai că am trecut de o primă etapă, am depus studiul de fezabilitate și am primit clarificări prin care ni se cerea să refacem auditul energetic al studiului de fezabilitate. A fost refăcut de către firma care ne-a lucrat studiul de fezabilitate și avem termen ca la răspuns de clarificări până 31 octombrie. De aia am și făcut astăzi ședința, mâine să transmitem toate documentele semnate și am să vă citesc și chiar și răspunsul la, la clarificări, că atunci vă dați seama clar ceea ce ne-au cerut cei de la Minister. 1. Neconsiderarea sistemului de telegestiune în calculul economiei de energie încalcă scopul și obiectul programului de finanțare, având în vedere că se impune implementarea sistemului de telegestiune și beneficiile aduse de către acesta, și anume dimarea fluxului luminos pentru a obține un consum de energie redus și o scădere a emisiilor de dioxid de carbon. Conform articolului 2, scopul, obiectul și indicatorul acesta sunt răspunsurile de performanță a programului. Sunt mai mult probleme tehnice. Credeți că e cazul să le citesc sau vi le pun la dispoziție? Eu n-am nimic potrivă, nu-i mare lucru. Deci, obiectul programului vizează modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente, având un consum ridicat de energie electrică, cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED, în situațiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipați cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate, nefuncționale, extinderea sistemului de iluminat existent, precum și achiziționarea și instalarea sistemului de telegestiune aferente obiectivului de investiții. Conform articolului 4, definiții, la punctul K, sistem de telegestiune, noi încercăm să scoatem în evidență ce a fost prins în Dali. Sistemul de telegestiune a iluminatului, sistem de monitorizare, comandă și transmisie de date care permite obținerea de informații detaliate asupra rețelei de iluminat în vederea optimizării consumurilor de energie, a costurilor și funcționării acesteia și care poate grupa funcțiuni de reglare a fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiție, având ca suport tehnologiile de comunicare și informaționale actuale, aplicat la sisteme de iluminat public cu scopul de a asigura exploatarea eficientă și operativă a sistemului de iluminat, creșterea nivelului de calitate a serviciului de către cetățeni, scăderea emisiilor de dioxid de carbon și asigurarea protecției mediului înconjurător. Conform articolului 10, la criterii de eligibilitate a proiectului, se solicită la punctul D, cuprinde și achiziționarea și instalarea sistemului de telegestiune aferent obiectivului de investiție propus. La articolul 11, cerințele tehnice minime pentru echipamentele achiziționate și montate prin proiect se solicită la punctul 2, anume sistemele de telegestiune ce urmează a fi montate prin proiect trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime. Litera B, să comute, să diminueze și să crească nivelul de iluminare în funcție de lumina ambientală. Programe, programări, calendare sau semnale în timp real.
pentru clasele de drum M5, M6, P5, P6 și P7 și pentru zonele de conflict, C0, C5, nu este obligatorie funcția de dimare. Pentru clasele de drum M1, M6 și P1, P7 se poate aplica funcția lor. Luând în considerare aceste aspecte, chiar prin cerințele solicitate prin ghid, solicitanții au obligativitatea de a implementa, a instala, a achiziționa în cadrul proiectului un sistem de telegestiune sau folosi pe cel existent dacă îndeplinește toate condițiile tehnice solicitate prin ghid. Și totodată, acest sistem de telegestiune trebuie să îndeplinească cerințele tehnice referitoare la diminuarea și creșterea nivelului de iluminare. Ori, în aplicarea acestor cerințe se deduce clar necesitatea de folosință a sistemului de telegestiune în vederea optimizării și eficientizării consumului de energie electrică generat de sistemul de iluminat public. Mai mult, conform articolul 4 definiției la punctul 1, se notează că formula include puterea totală a aparatajului de comandă al corpului de iluminat non-montat, cuprinzând aparataj de alimentare al surselor. În acest context, reiese clar și fără echivoc din cerințele ghidului de finanțare că pentru acest sistem de telegestiune există obligativitatea de a fi folosit, nu doar de a genera un cost suplimentar la nivelul investiției, ci mai mult, un consum suplimentar de energie electrică la nivelul sistemului de iluminat public ce urmează a fi implementat. În situația în care acest sistem inteligent prin telegestiune nu este folosit, atașăm prezent edaliul și auditul energetic în care se regăsește recalcularea, ca asta ne-au cerut, economiei de energie electrică fără valorile dimării fluxului luminos. Calculul economiei de energie a fost făcut pentru consumul în funcționare de 100%. Asta e răspunsul clarificărilor pe care îl vom transmite Ministerului mâine. Și, practic, am spus, ne-au cerut să refacem auditul energetic. Am transmis firmei toate clarificările, ei au făcut din nou auditul și acum le transmitem din nou în sistem. Da, mulțumesc, Liza, cuvânt. Primul proiect începe, să știți. Da. Spuneți, domnul. Cred că e foarte bun să economisim energie, pentru că asta înseamnă economie de bani și plus că am înțeles să zic eu, intensitatea asta o să fie în funcție când, de exemplu, că e mai întuneric, intensitatea este mai mare. Când despre ziua sau știu eu, lună, nu știu ce, intensitatea este mai mică. Deci automat se face, mă, se fac parte de economie de energie. Exact, da. Da. Foarte bine și eu zic că în timp, eu zic că se amortizează cheltuielile astea care noi nu avem se fac la acest proiect parte neeligibilă prea mare, dacă ne uităm un pic în timp. Dar de cofinanțare și noi? Da. Deci este avem o parte de cofinanțare pe care am aprobat-o înainte de a porni acest proiect. Acum îi dăm drumul la. Deci o să avem mai mult beneficii în cazul ăsta. Da. Da. Una, că știți că suntem nevoiți pe perioada iernii să închidem între orele 1 și 4. Acum ce să ne mai ascundem, că asta fac toate UAT-urile. Da. Prin acest sistem de telegestiune vom putea programa pe prâs să ardă cu o intensitate de 10-20%. Vedem în funcție și noi de cum e de senin, să ne intră. Nu o să fim obligați prin acest proiect să avem pe fiecare stâlp. Nu, dar poți să-l programezi. Sau nu, 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 nu. Și orașul a fost la fel. La momentul. Orașul a fost la fel. Da. Pe rând așa. Ardea o parte și trebuie cu ce vreau. Am văzut. Poți face. Vedem, e important să-l implementăm și la noi la Mănăstirea Cașa. Mai curiște cineva? Dacă mai sunt discuții pe acest subiect, supun aprobării documentația tehnică economică și operatorilor tehnico economici pentru proiectul cu titlul Eficientizarea Sistemului de Iluminat Public din programul Mănăstirea Cașa, din localitățile București, Cutarul și Curești și județul Bacău. Cine este pentru? Este ceva împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Da, și am ajuns la punctul 6 diverse, dacă înainte doamna primar mai are ceva de prezentat.
Zota care vine cu o propunere către Consiliul Local, eu am citit-o, poate ne explică el la fiecare ceea ce presupune acest proiect pe care dumnealui îl inițiază și e un lucru că un cetățean vrea să facă ceva. Îl invităm să ne prezinte. Da. Pentru început vreau să vă mulțumesc pentru această inițiativă de a vorbi în această ședință. Da, este vorba despre o idee a, nu știu dacă ați auzit, de conceptul de hub. Conceptul de hub este vorba despre un spațiu dedicat, am zis eu, tinerilor mai talentat. Dar pot fi oricine, deci orice om poate să intre și un spațiu în care aceștia pot realiza proiecte de promovare a comunii, zic eu, pentru că pentru asta inițial este hub-ul. Hub-ul se numește Hub Mănăstirea Cașinai. De ce Hub Mănăstirea Cașinai? Pentru că Mănăstirea Cașinai vreau să fie și probabil că o să fie un brand, un brand personal. Și nu am vrut să fie, de exemplu, da, am primit sugestii că putea fi Hub Mănăstirea Cașin. Nu. Hub Mănăstirea Cașin, dacă ar fi fost așa, părerea mea că putea fi oarecum asociat politic și alte prostii. Da. Și așa am decis Hub Mănăstirea Cașin. E o idee personală. Bineînțeles, în această idee nu sunt numai eu singur, mai sunt și alții. În moțiunea pe care am atașat-o sunt acele semnături și vă asigur că cei care sunt acolo știu exact de această idee, zic eu. Acum, următorul pas e, știu eu, să fac un proiect. De exemplu, următoarea chestie care vrea să o fac, dacă o să fie, știu eu, dacă o să aveți plăcerea, să ne acordați un spațiu în care o să mă întâlnesc cu cei care, probabil cei care sunt disponibili sau că parte din ei va să plecați în Londra, va, în fine, și nu o să poată fi prezenți. Și să mă întâlnesc, pentru că ca prima activitate ar fi ecologizarea sau, știu eu, așezarea, în mod normal, a principalele obiective din comună. Și se știu care e. Cascada, masa lui Bodă, știu eu. Și zic eu că e o bună activitate. Pentru asta o să fac apel și la doamna director, cu copiii școlii, dacă putem organiza o activitate într-o duminică, într-o sâmbătă, oricând. Da, că o să înceapă școala și... Da, asta mai am discutat mai mult de această idee de proiect. Ați mai fost de curând până la sărbătoare? Acum, de curând nu. Ați văzut ce frumos este? Am văzut ce frumos este. Să fie o bună de gospodar. Cum arată drumul acum până la sărbătoare? Curat, fără lemne, fără... Am văzut că au avut și... Este extraordinar. E foarte bine! Da. Deci, domnul Zuzi, dumneavoastră ați venit aici cu proiect și ați mai expus ideea unui alt proiect, probabil. Da? Sau un singur proiect. Un singur proiect. Bun. Mulțumim. Probabil toată lumea va lua la cunoștință de așa ceva. Nu să ne gândim tot aici, să vedem ce spațiu aveam disponibil. Păi, dacă jurul
Vă rog! Dacă în jurul domnului Zota se pot strânge niște tineri care pot să susțină activitățile pe care dumnealui le-a propus prin acest proiect, este binevenit. Și noi, când am avut un proiect care viza școala, de exemplu, s-a vorbit de igienizare. Noi am participat la proiectul Curățăm România, în care, împreună cu școala și cu Ocolul Silvic, am avut acțiuni de igienizare. Și în care chiar și copiii noștri au fost la înălțime. Zic eu că a fost și o distracție prin muncă. Deci, orice inițiativă în care tineretul comunei să fie implicat în diverse acțiuni, este binevenit. Ne vom gândi împreună ce spațiu, că la capitolul spații cei drept stăm foarte prost. Cred că la biblioteca ar fi cea mai potrivită, acolo ar putea să întâlnească cu tinerii. Nu am nimic împotrivă dacă se pot întâlni și își pot întâlni. Da, doamna Dragomir e apropiată de vârsta lor și normal că va putea participa cu chiar și dacă în biblioteca comunei sunt niște cărți pe care i-ar putea ajuta. Chiar ar fi foarte indicat. Sigur că da. Noi îi punem la dispoziție. Nu ne opunem la nicio acțiune venită din deci, pe urmare, noi trebuie să vă mulțumim domnul Zota pentru ideea de proiect și ne vom gândi și firesc că vom acorda tot sprijinul. O inițiativă care vrea să fie susținut și mă gândesc că o să-și găsească niște tineri capabili. Sunt 10, cred că. Păi dacă aveți 10, sunteți buni. Și eventual puteți face o treabă bună. Și nu mai tineri. Noi putem să vedem și noastră. Da, și pe această cale chiar vă mulțumim că sunteți prezent la toate acțiunile Consiliului Local și a Primăriei și colaborăm. Ideea în sine. Mai aveți ceva de prezentat? Nu, atunci vă rog să vă suntem la diverse, vă rog să vă scrieți la cuvânt. Nu vă să vă zic domnul Gelu, dacă tot... Dacă domnul care a participat aici. Deci, probleme sunt destule. Avem Ciurmeaua, care ia tot satul apă, vin cu mașinile și ia apă. Eu am schimbat canioa cu fișor, mi-am reparat pe acolo, vin și strică. Deci, avea prima problemă să rezolvăm cu Ciurmeaua aia, să o facem. Doamna primar știe că am discutat o dată când înseamnă. Deci trebuie făcut puși o bani și în fișor, noi toți spunem bani. Dar trebuie să duce mama de 80 ceva, mea n-are de unde să ia apă, să fac eu de un lucru. Și duc acasă la apă care... Mai curte. Nu mai curte, ca să fie aia pus-o mine, eu pot să o bat cu două altă oameni. Și-o distrug. Deci, vă dați seama, eu o cameră la bebe, o pui în grădină, să văd exact cum se duce fiecare. Da, dar e posibil, acum, într-adevăr, ia lumea de acolo și bine de întreținut zona aceea. Doamna... De la primărie nu există vreo cameră pe acolo, prea plumbie? Nu. Deci, dar mea mi-a rupt așa de altul, mi-a rugat. Așa nu te gândi, mi-a luat le salurile. Da. Deci, am dat cu niște milioane, nu mi-a terminat la poartă acolo. Le-am dat bani. Și-a turnat în un grăț de oameni și te-o sușeava de milioane a luat. Betonul care trebuia în provinie să lucrezi la drum, îi să fie o bradă la Valentina lui Chelar. Șturnau. Cu ăla cum e pulul ăla mic, au ras, ăla cum e zice, la hal și în goală, zice, ăla cu Chelar, care e șeful lor. Bine, nu mai contează. Deci, în loc să toarni, sau la mama, dacă veniți, ne-a lăsat bucata așa de beton la scări și în loc să toarne betonul, pe lângă, dacă vine o ploaie, tot Dumnezeu, măcar le-ar ploua să fie timpul bun,
tot balastul duce în gard. A venit la un miecu. A venit la un miecu cu duba aia mare care lucrează la vii, a vrut să-l toarcă acolo, să iasă în deal. Noroc a fost gardul ăla de cărămide și stă pe bun. Că intra omorat pe mare. Așa este. Alte probleme. Deci am înțeles. Jușmeaua, problema asta, așa, și alte probleme. Mi-am turnat în fața casă, că am urmărit, dar dacă mari știți cum le-a zis să toarni, mi-am turnat eu, că ei n-au mai viață, nu am viață. Am spus că nu era proiect în zona lui. Da, acolo, la mama jos, era proiect. Nu era proiect nimic de la mama. Dar cum? Dar când vine după primul, se duce în gârte la dânsa, femeie nu urmă și-a aveți șanțul, vechi din... este șanțul, așa pietruit cum este, asta e. Dar noi n-am făcut doamna primară. Păi eu ce vă spun? Este păi, șanț. Iar pe stările stări, au fost făcute stări. Pe despre jumea, jumătate de metru, trebuia să toate și acolo beton. N-au turnat. Păi nu există, dar nu turnăm betonul din vremuri. Conform proiectului. Avem un proiect. Dacă conform proiectului, stări de pus 9 ani, nu? Acum stați vă spun, domnul, este bună ideea aceasta cu ciușmeaua, cum se zice. Ciușmeaua, să intrăm, de la prietenie puteți să aprobăm niște domnul și să facem și frumoasă. Asta e altceva. Da, e bună ideea. Să știți, eu am spus, e bunul la primărie, sunt utilaje, mașină, într-o zi o strică, o zi în două ore. Pune mână la mână cu toți. Este bună ideea, da. Și foarte bine, să avem acolo apă, să iei toată comuna apă. Si, si. Să știți, eu am pus inițiativa cu ficiorul meu și am făcut acolo, dar nu pot sta toată ziua să scolim buzunar. Deci când a fost, dacă aduceți aminte, când a fost la învoie acolo, mi-am spus că este o lucrare făcută de dumneavoastră, cu fiul dumneavoastră, și totul era într-o ordine, nu știu acum despre ce dezordine vorbiți. Deci se mănâncă pe ei și iese apa din casă. Și-au rupt, s-au dus copii, a băgat pieșul, îmi bagă mâncare acolo. Ei, asta, într-adevăr, dacă ne-ați adus la cunoștință, vom verifica. Deci, dar când așa este. Deci, a fost bani la mine, a fost cu infinitate să bani. Nu vă cereți. Sigur se va rezolva. Deci, în momentul în care a fost acolo, lucrurile erau foarte rămâne. Dar, deci, eu am intențiune, eu stau oameni de exorbitură. Doamna va, cred că trec 4 tone de apă frângere. Așa da, este. Sunt bătrâni de acolo, în jur, care... Doamna așa este. Mi-au bea apă de frunte. Dacă am vrei, bea apă de frunte. Am înțeles. Deci, am înțeles cele două probleme. Doamna primară a luat la cunoștință, se vor rezolva. Cred că până la ședința următoare să... Mulțumim și noi că ați venit cu inițiativele astea, că sunt bune pentru bun. Da, cineva mi-a dat mâine. E foarte bine. Acum, dumneavoastră, dacă vreți să mai rămâneți la ședință. Nu, aș vrea ca să ne continuăm și noi ședința, da? Bine. La diverse. Cine se scrie? Spartiți. Dragi colegi, doamna primar, doamna președinte, eu, în colaborare cu cetățenii satului Pești, am hotărât să construim o capelă. O capelă care ne este foarte necesară și conform și legii europene, știți, de acum acolo nu mai avem voie să ținem morții casă. Chiar, de exemplu, o și spus părintele Miloiu în biserică, pentru că a fost ramă bisericii și au venit din comunele alăturate, au venit mulți preoți. Unul i-a pus întrebarea, Tane, dar tu ai capelă aici în sat? Căci că n-avea. Păi măi, cum să n-avea? Știți că mai aveți voie să țineți morți în casă? Nici n-ai voie să țineți. Păi ce că n-avea posibilitate, nu știu. Deci am avut o situație, acum vreo 4-5 ani, când un cetățean a murit și a fost unul la mormânt și nu l-a ridicat nimeni și a avut adresa, l-a trimis la domiciliu, cu salvare. Acasă n-a găsit pe nimeni, că femeia era și abolată, cred că era internată sau știu, plecat în localitate, s-a întors la cu salvarea și o pus în greu în fața bisericii. Părintele Miloie, ce-ți fac? Fac o biserică. A fost să o nimeni și niște sărbători,
era, doamne, doamne, acolo, la biserică, să roage, stăteau cu mortul în biserică, a stat în trei zile, fost mormântat. De asta este necesar foarte mult ca să facem o cabină. Și eu am făcut toate demersurile, am făcut și cerere către primărie, cu aprobarea părintelui Miron, părintele Protopop. Deci am și cu semnăturile dânșilor și doamna primar a zis că să facă tot posibilul să ne ajute la construirea acestei capete. Noi am început să facem demersuri cu ajutorul preotului Miloiu să am anunțat problema asta, lumea să participe cât pot. Eu, de exemplu, am donat 10 milioane, deci 1000 de lei noi în biserică, acolo au mai fost între alte persoane la fel și lumea care, în funcție de putințe, funcție cum are posibilitate. Dar noi trebuie o sumă destul de mare. Am vrea toamna asta să turnăm parcă, cum să zic eu, fundația. Dacă avem să facem și zidul, ar fi foarte bine. Acum noi am vrea să ne unim vreo trei cetățeni, să facem, știu eu, o asociație ceva, să deschidem un cont în bancă, să anunțăm, eventual și pe Facebook, iar dacă există și un sponsor să ne ajute pentru construirea acestei capete, ar fi foarte bine. Sper că o să avem și ajutor. Dar apelez și la doamna primar, parcă să țină cont în bugetul de anul viitor, să fie prins și o sumă cât se poate, posibil, să ne ajutați și la treaba asta. Plus că cu materialul lemnos, cu astea... Deci nu se pune problemă. Materialul lemnos, așa cum am aprobat peste tot, din pădurea comunei, va fi trimis către zona aceasta a capei. Pirălășeau să mai face drumul? Vă rog frumos. Așteptați un pic, nu puteți interveni. Da, vă pot să spun. O altă problemă e partea de teren. Noi avem intaculat acolo, care este suprafața din fața cimiterului. Vom aduce un cadastris să vedem ce ca și suprafață. Dar în primul rând trebuie să vedem un proiect pe care l-au mai făcut și alte comune alăturat. Vedem, am solicitat de la câteva biserici. Trebuiește este o capelă. Da, s-a vorbit. Vom intra cumva în posesia acelui proiect pe care îl vom adapta și la necesitățile noastre. Vedem dacă suprafața... Bine, va fi supus aprobării cumva a acestor oameni de bine, dacă vă mulțumește modul în care ar putea arăta acea capetă. Deci, în ceea ce privește terenul, tot noi aici, în Consiliul Local, va trebui să aprobăm darea către biserică, către parohie. Obligator. Da. Deci asta e următoarea mișcare. Ca dumnealor să-și pornească partea de proiectare, partea de... Că noi vom mai putea ajuta pe rândul comună, așa cum am ajutat anul acesta. S-au cheltuit din bugetul primăriei 50.000 pentru zona Coltelor, da? Bineînțeles că la anul vom prioritiza în așa fel, încât și partea aceasta de capelă să aibă o sumă cât să se descurce. În ceea ce privește ajutorul nostru, îl aveți. În limita în care ne putem descurca. Așteptăm și noi acea rectificare care trebuia să se rezolve din august și septembrie, se pare că nu-i. Să sperăm că va ajunge și dacă reușim cumva și anul acesta să vă ajutăm cu o sumă cât de mică. Dacă tot spuneți că ați vrea să demarați partea aceasta de turnat, vă asigur de tot sprijinul. Mai am o rugăminte la dumneavoastră. Să faceți toate demersurile ca să, eventual, proiectul vor să ne dați și o autorizație de funcționare. Adică, să aveți proiect. Dar ca să aveți proiect, trebuie să aveți termenul. Asta, dar puteți să ne ajutați proiectul cu autorizația. Eu am luat în ordine. Întâi trebuie să aprobăm termenul. După aceea, dumneavoastră, va trebui să vă însușiți autorizația. După care,
Deci sunt niște pași care nu sunt așa de ușor. Și un nume la capelă, îl facem, să vezi de bani de mers. Terenul în fața cimitirului. În fața cimitirului. Unde a fost magazin? Vreau și delimitat suprabața, aia se direcție. Noi am făcut delimitările împreună cu părintele Milori. Da? Da? Ați gândit deja? Am cam ce suprabață să trebuie? Am făcut delimitările. Mă duc și domnul Vici, când se ducea la Islas. Și eu avem suprabața, ar fi 25 de metri lungime și 6 metri lățime. Și 2 metri pentru verandă. Deci ar veni cam 8 metri lățime. Ne cadrăm foarte bine, ne rămâne spațiu, ne respectăm lățimea și față de vecini și față de drum, nu încurcăm cu nimic. Deci, eventual, o să fie făcut de două camere, una pentru comentarii parastase și altă, și bucătărie, și eventual o toaletă pentru bărbați și femei. Deci se încadrează tot spațiul ăsta, foarte limitare asta. Da. Deci cam așa să fie dimensiune. Nu văd uitare de aici să puteam potrivi la proiectul meu. Păi de asta ce cer și... Mă să nu vă așteptați că toate merg atât de repede. Nu mă aveți gândire și alipire și montaj și asta. Nu vă așteptați. Eu zic să vă înțepșăm să vă apucați de treabă. Da. Mai am ceva de asociație. Ca să poți să fii doar la un lucru ca să poți să-i dai terenul. Sunt majoritatea, suntem oameni înscăriți, că nu pun pe aia necăjiți și eventual aș spera să nu fiu refuzat și aș propune ca și Consiliul Local să cedăm indemnizația dintr-o lună să dăm tot o construcție ca pe este. Dacă o să fiți de acord, noi anunțăm și pe Facebook și peste tot, nu a fost cât a participat, tot ce-am pus. Și exact numele și vrem chiar pentru toată lumea. Am vorbit și cu părintele și noi facem afiș cu toți cetățenii cât am participat. O să fiți de acord, o să fiți de acord să cedați o indemnizație dintr-o lună pentru construirea și ar fi foarte bine venit. Chiar în ceea ce mă dacă majoritatea suntem oameni înstrăiți care suntem consilieri, nu suntem chiar din aia amărâți. Dacă eventual vă gândiți și sunteți de acord, că puteam... Acum să ajungem în faza aia și să stabilim într-o lume aici și iei banii pentru toți dintr-o lume și poate să facem. Deci să ajungem în faza aia... Stați așa, un piculeț. Aveți nu sunt mare. Predatea trecută. Dar de ce? Deci nu putem, nu poate să poate duce domnul să ia banii consilierului. Vine care și ia bani și duce și îl dați unde vreți. Și puteți să dați două indemnizații, trei, pe toate. Dar nu poate o persoană să ia indemnizația nici cum. O rică persoană. Înțelegeți? Nici asta. Se discută de foarte bine. Toată lumea are. Toată lumea poate indemnizația cu desfătura. Dar nu putem vota și nu poate să ia cineva indemnizația unde vota. S-a luat act de cerința dumneavoastră. Da, bun. Domnul Fic, mai aveți ceva? Mulțumesc. Se mai înscrie cineva? Problema cu capul ăla de aceea de acolo și cu stâmpele care cad jos. Am dat vorbe de niște prieteni de-a mei, de la IRE, care mă mai cunosc când am și asta. Și mi-a zis așa, domnule, zice, sunt făcut niște de mers, a fost cineva la fața locului acolo, a produs stâmpele, toată treaba. Dar mai trebuie insistență la primărie. Ia spune domnul, nu știu care vă trage, că nu primărie. Nu, domnule, primăria deja e matea ca persoană. Vi se spune nici doar în spate cu acea de treaba asta. Primăria părinte, că și mai avea un impuls la ei. Că dacă dai la amă, ți-o și la amă, da, așa s-a făcut. La primăria este șeful de gaz grit, care era dumneavoastră. Mie de
niște zări care nu s-au făcut din... Deci avem un caz care s-a petrecut de curând la familia Cenac, unde la fel a cedat stâlpul și a fost foarte simplu. Le-am spus unul la unul și atunci au venit toți și au schimbat stâlpul. Adică acesta a venit la unul stâlpul. Deci numai prin 112 au vrut să vină. Așa i-am sunat, ne-am vrea de până nu a făcut o... Așa s-a vrut să spun. Așa e amenințare. Pentru că poate moare, după ce moare om, atunci am venit și am măsut. Da, asta e de aia. Și aia spune prima. Și din prima. Vă rog. Domnul, ați terminat în urmărința? Mai aveți? Bun. Se mai înscrie cineva la cuvânt? Poftim, domnul. Imediat. Deci astăzi am avut firma de iluminată în comună, da? Ne uităm pe listă și vedem dacă a fost rezolvat. Acum trebuie să știu. Nu, am listat în biroul meu după ce terminăm ședința, ne uităm. Altcineva? Domnul Chelaru? Aș vrea, scurt, pentru că tot a ridicat problema cu haul, aș vrea să începem cu igienizarea marginilor drumului județean, care lasă de dorit la noi față de comună. M-am rugat de atâtea ori, chiar am de multe ori m-am sunat, m-am întrebat domnul vice, tot bălăriile alea sunt acolo la gură, la teșulă, la fel la dumneavoastră. Nu s-a impus de păluiesc că nu aveți oameni. Nici nu aveți. Eu știu că nu aveți. Să știți, da. Care ar fi soluția? Asta e unul din probleme. Și a doua problemă, ce ați mai rezolvat cu câinii bagabonții? Ce putem face? A devenit un fenomen. Domnul Chelaru. Un pic, un pic. Domnul, stați așa, stați un pic. Un pic, un pic. Așteptați un pic. Asta două chestii pe care am problemă. Așa. Un piculeț. Moment. Așa. Mai este cineva care se scrie la cuvânt? Când ziceați igienizare, vă referiți numai la bălării. În ce zonă ați văzut dumneavoastră? Exact în fața porții, vis-a-vis de mine, între tița. Asta este, te mănâncă lucru. Ce am? De la vale, de la vale, de față față cu Velicov, sunt piejarul de șură și un șanț. Ați văzut ce am? Știți prea bine că fiecare în fața lui are obligație. Da? O să facem adrese la cel care deține terenul, deși nu are nimic construit, are obligații de a-și face curății din fața terenului. Eu am zis că nu. Da, are. Dar dumneavoastră, dumneavoastră știți că ne-ați sunat înainte de ziua comunii și noi atunci am mers și am păsit inclusiv la acel oameni care dețin terenul și fără să ajungă pe la el. Deci de făcut s-a făcut, nu că nu face. A trecut un tractor care a luat exact marginea drumului 20 de centimetri. Atât. Iar domeniul public este mult mai mare și trebuie intervenit. Dacă mă întrebați să vină, știți cine ar trebui să cureți acest șanț? Drumul județean. Că acum ne chinuim să luăm, de exemplu, de la Consiliul Județean, autorizații pentru stațiile inteligente. Stații care stau de 50 de ani de aici, da? Știți ce mi-au spus? Că e terenul lor, de la axul drumului județean până la 13 metri, da? Am zis, dumneavoastră, la 13 metri intră și în curtea omului. Dar ce ar fi dumneavoastră să veniți să le curățați șanțele, dacă toți sunt ale dumneavoastră? Da. Atunci știți cum e? Când e vorba de curățenia unei comune, poftiți, faceți curățenie. Dar când e vorba de drept de proprietate, că noi avem nevoie doar de o porțiune de teren din fața drumului județean, nu că e terenul nostru și nu poți să spui acolo. Puneți-vă în postura noastră. Cum e bine? Deci tot ce înseamnă la drumul județean, în fața porților oamenilor, este domeniul drumului Consiliul Județean, nu este al primăriei. Dar asta nu înseamnă că stăm ca nesimțiți. Chiar nu am stat. Eu vă spun că am găsit oameni și vă și povesteam cu acei oameni de la asistență, de la asistență socială,
care nu reușesc să țină în mână o coasă din asta profesională, că știți cum arată, păi știți, toți. Iar la care le-am dat-o, mi-au mai făcut și un minut de... mi-au și stricat. Deci nu avem personal. Nu avem personal. La început cu oameni. Facem un pont, drag cu oficiu. Da, exclus. Dacă ne mai apucăm din plor și cheltuim bani de drumul județean. Stăm cu alea la nasă așa. Nu, dar o să verificăm a cui sunt, a cui te așa. Acum, hai să mai zicem și pe azi. Azi vă dau un exemplu. Domnul Marcu, care a ieșit cu coasa și nu i-a căzut nasul și a păsit într-un loc din zona. Nu da? Se cunoaște foarte mult. Nu e așa, domnul Marcu? V-a căzut galoanele? Nu. Galoanele m-am găsit pe partea mea tot, până în groază. Dar n-am să treci pe partea opusă. Acum să le fie cu iertare, cu domeniul public. Cu partea opusă. Domnul n-a făcut nicăieri. Dar dacă ajungem acolo și dumneavoastră îmi spuneți că asta este soluția, nu este pare, asta soluția, nu v-am explicat mai înainte. Nu v-am explicat mai înainte. Eu, un consilier, ar trebui să igienizeze imaginea. Nu avem oameni. Dacă credeți că asta e soluția, poate și igienizeze, dacă mă scriu. Păi da, asta e, eu m-am întrebat cum dracu' ăia de la Caș n-au reușit și au venit. Au oameni de angajați. Care noi nu-i avem. Îmi spuneți și mie cum să angajez când schema de personal este blocată? Nu știu. Ei, e ușor așa de pe margine. Au oameni angajați. Mergem și aici la ghețul ăsta. Stăiem acolo și facem ceva cu dușul. Nu trebuie acolo. Eu cred că sunt soluții. Sunt soluții. Domnul Gheorghiță, vă scrieți la cuvânt? Domnul Gheorghiță, vă scrieți la cuvânt? Nu. Mai este cineva care vă scrieți la cuvânt? O secundă. Și eu am de spus câteva cuvinte, nu vreau să ies niciun fel de discuție. Responsabilul cu Mugurașii a venit la mine și mi-a spus că vor să desfășoare acel festival Regina Maria pe 17 septembrie și ar dori Căminul Cultural. Mă rog, eu am făcut o cerere, bineînțeles, cu titlu gratuit. Așa au pus ei acolo. Am făcut cererea către primărie, am înregistrat, urmă doamna primar, probabil nu a considerat că să o aducă aici, pentru că nu-i mare. Dar nu-i de consiliu local, este de primărie. Pentru că, păi da, dar având în vedere că este cu titlul gratuit... E tot de primărie. Tot de primărie, da. Păi nu mai intră niște bani, de exemplu, toată lumea care... Deci orice închiriere a Căminului Cultural nu trece prin consiliul local. Așa, că e cu bani, că e fără bani. Este regulamentul pe care l-am vers, da? Exact. Avem regulament al căminului. Bun. Deci eu am crezut că poate fi supus la numărea, în vedere că este cu titlul gratuit. Nu. Bun. Cu titlul gratuit a fost și sala de la școala veche, da? În care își desfășoară Mugurașii activitatea, în care le-am dat cu lac parchetul, și ei continuă să spună că au nevoie de primărie. Alea sunt bunuri care le... care le... Deci, da? Este contract încheiat între ea întâia, da? 2022. Circul la care l-a făcut dată vara. E un contract pe care și l-au asumat. Au cu ei Mugurașii, în condiții în care Mugurașii nu există ca și entitate juridică, da? În mod normal, și nici, deci nu, e a școlii, dar noi tot ca să fie bine. De cum? Nu sunt președinte, va fi la președinte, doamne, dar... Vă stați un pic. Vorbim despre Mugurași. Asociație Mugurași. Iar aici, dacă mă întrebați cine este reprezentată de a preotese Maria Diana, profesor, coordonator și plenarul cristian, instructor, coreograf, deci ei, la momentul ăsta, dacă mă întrebați, nu există ansamblu Mugurași și Mănăstirea și noi din primărie. Tot ca... Că s-au venit asumile de bani, de primărie la... Tot ca să fie bine și să nu-i mai auzi vorbind, da? Este... Am căutat să nu am niciun conflict cu ei, am spus, vreți sala, luați sala, vrei asta, ia sala, da? Vrei aia, ia. Ca la urmă să vii să spui că... Cineva e zmeul cel rău.
N-am avut nicio problemă până în vara aceasta cu oamenii aceștia doi. Și am lăsat să facă treaba așa cum și-au dorit, așa cum au voit. Dintr-o dată nu le-am mai plăcut nici sala și au fost praf și tot. În condițiile în care au un contract încheiat între noi și ei, da? Despre asta vorbim. Bun, și nu vrei mai nevoie de primărie. În situații, dacă vrei să ne comportăm așa, ca să ne dăm în continuare tot ce solicită, ca să vadă că chiar nu avem nicio vină. Dar nici nu se pune problema până la urmă. Dar nu nici din care nu se rezolvă. E vorba de copiii comunii noștri, așa este. Pentru mândrie unor persoane și pentru anumite probleme care s-au existat, cred că nu este... din partea noastră să, nu, să împiedicăm o asemenea activitate culturală de amploare. Și n-au solicitat decât căminul gratuit, au spus că restul se ocupă. Nu cred că e o problemă asta și da, e o activitate culturală. Dar, într-adevăr. Și poate mai mult fi sprijinit, chiar dacă vă pot să recunoască coordonatorii ansamblului. Este bine. A fost probabil un conflict atunci, cred că ar trebui să trecem peste el. Totuși să ajungă totuși la masa tratativ, odată să încheie acest lucru. Nu știu, ce da, bine. Probabil vă doriți doar o întrebare. În momentul în care se apropia ziua comunii, așa cum au făcut ei, s-au adresat în sfârșit școlii, care până atunci școala nu exista în chestia lor. Dintr-o dată s-au gândit că le-ar fi mai bine să se ascundă după școală. Să se ascundă, n-am nicio problemă. Până atunci am colaborat foarte bine și eu încă o dată spun, nu am știut de probleme pe care le au sau mi le pun în spinare în următoarea, în vara aceasta. Am făcut o adresă școlii să vină, să joace, mungurașii mănăstireni, nu coordonator, la ziua comunii a fost adresă pe dată școlii, la care școala nu ne-a dat niciun răspuns. Dacă acum încercați să mediați între noi și ei o acțiune, de acord, de ce nu s-a încercat o mediere și acum la ziua comunii? Și după ceva, un consilier care în barul nu este aici, s-a întâlnit cu copiii, au fost în primul fază, i-am spus că îi plătesc pe copii numai să vină la ziua comunii, pentru că mi se părea firesc ca ei să fie acolo. Și ce au cerut, le-am spus că vor avea. Și nici în condițiile astea n-au venit, că nu au fost lăsați de coordonator. Acum, coordonatorul care s-a ridicat ca o furtună de aici, din sală, în care a spus că nu are nevoie de primărie, nu s-a gândit că totuși, aceste acțiuni ale cu copiii și comunei nu pot fi făcute fără primării. Că nu le faci nici la tine în curte și nici la mine în curte. E a căminul cultural al comunei noastre. Ca să îți arogi așa niște aere de mare vedetă, mi se pare mai normal să discutăm ca niște oameni civilizați, așa cum am discutat cu o săptămână înainte de ziua comunii și în care dumnealui scuzați internet, întrebarea pe care a fost din domnul Bănoar, doamnă, că nu putea să-i doar 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 să-i ca o lovitură dată. Nu, nici nu zic că am vrut să arăt că a fost adresă dată școlii. Așa, în condițiile în care acea adresă a venit după ce deja se instase un conflict. După ce ei au fost chemați aici și au spus că nu vin, ce răspuns să mai primească de la școală? Ce răspuns? Pentru că răspunsul lor a fost dat în ședința pe care am avut-o. Adică, și problema este următoarea. Într-adevăr, doamna Preotesă este coordonatorul acestui ansamblu. Asta e. Este ansamblu școlii. Pentru că așa trebuie să... Dar cine a autorizat? Nu spune asta? Da, bineînțeles. Da, pentru că există... Am făcut după aceeași o ședință de Consiliu de Administrație în care am numit, era firesc. Pentru că lucrurile erau puțin în derivă. Da? Puteți să o criticați. Lucrurile erau puțin în derivă în sensul că a
au venit direct, n-au venit pe la mine, bai la școlii, bai la primărie, bai aia. Deci aici a fost de înțelegerea totală. Și abia când conflictul a căpătat amploare, au venit la mine. Eu ce pot să mai fac? Pot să trec peste el? Da. Nimeni, era prea am conflictul să trec peste el. Așa că, rugămintea mea este să încercăm să menținem acest ansamblu. Acum, pentru că această activitate, festivalul, este o activitate destul de frumoasă și o activitate cu care noi ne mândrim, să le acordăm locația pentru a-și desfășura activitatea, pentru că, na, nu știu, o activitate culturală, nu-i... sau, la urma urmei, vor fi dispuși și plătească dacă titlul gratuitul se poate acorda. Da, mai asta zic, nici n-ar trebui să se pună problemă. Asta e, a fost un conflict, probabil se va trece peste și noi vom avea în continuare o echipă frumoasă de dată și trebuie să ne mântrim. Asta, dacă îmi dați voie. Sunt convins că copiii ăia își doreau să vină la sărbătoarea asta, la comunii, la... Da, așa este. Și au dorit, au suferit, dar n-a putut trece peste cei doi, care coordonatorul și instructorul, n-a putut pentru că depinde de ei foarte mult. Deci, dar este normal, pentru că erau coordonatorii, cum să vină copiii? Mai trimite dumneavoastră echipa la nu știu ce muncă, fără și vă le dați voie de execut. Dar să nu credeți copiii ăia că nu sunt deștepți și își dau seama că de cauza lor ei n-au putut participa la ziua comună. Să nu credeți că copiii sunt deștepți. Haideți că deja ziceți domnul Chelaru și să... Îngropăm securele zboiului, am spus din studii, vorbe urâte și de o parte și de cealaltă. Haideți odată să intrăm cu linii normale. Dar problema nu este la noi. Va mai veni, va fi și la anul festival. Și sper să nu mai fie ca aceeași. Noi am să întrebăm. Părerea mea este că nu se putea nici copiii fără coordonator, nici coordonatorii. Așa că ce să s-a creat, nu știu, cine. S-a creat, da, știți cine. O să... Haideți să știți cine. Acum, ce să zic, să mai stai și mai discutăm. Dacă știți, până să spuneți exact cine. Da, dar știți. Eu nu știu cine. Ba, exact. Da, e vorba de oameni. Și noi știu. Haideți să încercăm. Deci, cred că ar fi bine să... Să trecem peste conflictul acesta și să ne mântim. Se poate trece și... Dacă mai este cineva care se înscrie la cuvânt. Atunci, poftim? Domnul Băcar. Dacă mai aveți ceva de spus, haideți, poate în 5 minute. Domnul Chelaru a deschis discuția cu Călin Vagabonț. La 5:30 e dimineața, când pleacă soția la bucur, îi dă drumul la toți câine pe drum. Toți vecinii de acolo. Aici e problema noastră, că cetățenii își lasă câinii pe sărată. Da. Deci are dreptate, domnul Chelaru. Păi e o altă chestie, Haideți, mai are domnul Băcar, nu o problemă, o spuneți și gata. Am mai stâlpul la poartă, dar mama de jos, a văzut că stâlpul se duce pe casă. Deci ia un stâlp, domnul Băcar, haideți, ia domnul Băcar. Bătâna, care vă văd și-a mai avea, dar bătâna ce să facă? Am înțeles. Nu ține de dumneavoastră să protească stâlpul acela, se pot rezolva și treburile acestea, că doamna Cuma nu să... Asociația proprietarilor pădurii a fost postat cu 2 ani. Deci nu avem un viitor, un crăne acolo.
există viitor. Mai aveți altă problemă? Nu. Mulțumim. Mai există cineva care se înscrie la cuvânt? Nu. Mai aveți ceva de spus? Atunci încheiem ședința. Mulțumesc pentru participare.